Veniți și acum când ies, cred că vedeți că pe fața mea nu se citește vreo urmă de tensiune. Nu aveam motive să discutăm tensionat. Am auzit diferite zvonuri, speculații în acest sens, dar am să vă infirm acest lucru. A fost o discuție foarte utilă, colegială, în care n-aveam ce să ne reproșăm, decât, cum e a spune firesc, după o perioadă lungă de absență a premierului, ne-am reunit să discutăm subiectele politice care ne interesează. Fie cele legate de actualitatea politică sau economică la zi, fie cele de perspectivă. Și am discutat în aceste două direcții ceea ce avem de făcut. Sigur că așteptăm, de exemplu, pe termen scurt decizia președintelui legată de codul fiscal. Chiar astăzi m-am întâlnit cu o serie de reprezentanți ai mediului de afaceri care mi-au spus că așteaptă cu nerăbdare codul fiscal să fie promulgat și acesta este un mesaj pe care eu îl salut și mă bucur. Trebuie în continuare să urmărim transpunerea angajamentelor pe care USL-ul și le-a luat prin programul de guvernare în 2012 și acesta este lucru pe care l-am discutat cu colegii mei. Toți și-au reafirmat intenția de a acționa în așa fel încât coaliția politică să funcționeze ca un suport cât mai puternic pentru actul de guvernare și planul nostru este să mergem împreună până la finele lui 2016 la alegerile parlamentare. Deci n-am nimic senzațional să vă spun, dacă vă așteptați la alte lucruri de senzație, nu. Gabriel Oprea, ați vorbit? Ați tranșat acest Nu am tranșat nimic. Ce să tranșăm? Votul a fost în Parlament, aici nu tranșăm votul din Parlament care s-a dat. Mai ales că sunt în general adeptul ideii să ne concentrăm pe viitor. Coaliția politică, prin urmare, domnule Tăricianu, nu are o problemă cu un premier? Nu are o problemă, în primul rând, coaliția în sine. Acum, premierul Ponta, sigur că nu putem să ne ascundem după deget, dar această problemă care, așa cum am spus și ieri, în opinia mea, este evident că aduce cu o hărțuială care este dincolo de zona politică. Dacă ar fi hărțuiala făcută de opoziție, n-aș avea ce să comentez. Dar suntem într-o țară democratică în care vedem că există încercări de răsturnare a ordinii stabilite prin votul democratic al cetățenilor într-o manieră care nu este democratică. Și ca atare, părerea mea este că această coaliție trebuie în continuare să se concentreze pe îndeplinirea obiectivelor politice. Sondajele arată că există o susținere importantă a cetățenilor pentru ceea ce am făcut până acum și pentru angajamentele pe care le avem și în continuare și avem intenția să mergem mai departe. Are în continuare Victor Ponta susținere ALDE, deși de ieri nu mai este la conducerea Partidului Social Democrat? Astăzi, cu toți cei care am fost la masă, i-am confirmat lui Victor Ponta că coaliția va susține actualul guvern pe care domnia sa îl conduce. În privința ordonanței de urgență și actualizarea demnitarii, se va reveni asupra ei? Cred că cel mai bine ar fi să-l întrebați pe premier. Eu n-am să evit să vă dau un răspuns în această privință. Cred că în România este multă ipocrizie și dacă vorbim cu atât de multă angajare despre combaterea corupției, nu o să reușim să combatem corupția când oamenii care sunt în cele mai înalte posturi în stat au salariile pe care le știți cu toți. Dar tema care nu s-a discutat astăzi. A stabilit coaliția de guvernare o secundă, dar care va fi planul sau strategia în cazul în care președintele va retrimite codul fiscal în Parlament? În mare am discutat și această posibilitate, timp să cred că nu se va ajunge în această situație, dar în cazul în care va fi retrimis în Parlament codul fiscal, atunci nu ne rămâne decât să ne mobilizăm și să acționăm conform procedurilor pe care le știți. Va urma probabil o convocare a Parlamentului, dar nu știu să vă spun pentru că suntem în plină vacanță de vară. Trebuie să luăm cu anumită rezervă posibilitatea convocării unei sesiuni parlamentare de urgență pentru a dezbate și a adopta încă o dată codul fiscal.
trebuie văzut, deci, dacă reușim să facem acest lucru acum sau la toamnă, dar sigur că discutăm ipotetic și ar fi bine să discutăm această situație numai după ce președintele se pronunță pe codul fiscal. Ați discutat în coaliție despre situația de la transporturi și refuzul președintelui de... Nu. Nu e o problemă pentru guvern, pentru coaliție? Eu cred că e o problemă pentru președinte, în primul rând, pentru că este obligația președintelui de a lua act de demisie și de a semna decretul de eliberare din funcția al ministrului transporturilor. Dar și vreau să-l împiedică să facă de... Nu știu, nu vreau să fac niciun fel de speculație. Nu îmi puneți întrebări, întrebați-l pe domnul președinte. Reîntoarcerea pensiilor la Parlament la finalul săptămânii trecute de vicepreședinte pot fi motiv de sesiune extraordinară? Nu cred că... Eu cred că nu sunt motive de sesiune extraordinară, dar sigur că rămâne ca o serie de subiecte să le mai discutăm. O să avem probabil săptămâna viitoare o nouă reuniune politică a coaliției și o să mai discutăm și atunci.